Fraților, înainte să încep, am un anunț de făcut. Mi-am deschis o căsuță poștală. Dacă aveți chef să mi trimiteți chestii, o puteți face la adresa Oficiul Poștal 77, Căsuța Poștală 104, Sector 3, București. Toate pachetele vor fi deschise și comentate în noua emisiune Poșta cu horică, dacă sunt interesante și decente. Uite, 8 lucruri despre nunțile românești de acum 300 de ani. 1. Ai grijă cu cine te măriți. Gândește-te că în secolul XVIII nimeni nu are CV sau buletin. Dacă nu e din același sat cu tine, logodnicul tău ar putea să nu fie omul care pretinde că e. Pe vremea aia, ai noștri se căsătoreau de mici. Fetele erau măritate pe la 14-15 ani și băieții pe la 19. Nunta era o afacere de familie pusă la cale de părinți, așa că din când în când cuplul nu se înțelegea și unul dintre ei fugea de acasă. Nu puteau divorța pentru că nu le dezlega preotul cu nunia doar pentru că nu se înțeleg. Dacă nu ești atentă, riști să te măriți cu unul care are deja nevastă în altă parte. De exemplu, Nicolae din Mahalaua Golescului îi spune soției că pleacă să facă negoți. De fapt, fuge la Constantinopol și o lasă pe aia cu buza umflată. După șase ani revine în București cu treburi, poartă turban și șalvari și zice că îl cheamă Ismail, dar vecinii îl recunosc. Chiar și așa refuză să se întoarcă la nevastă. Mai mulți bărbați pleacă prin Imperiul Otoman, trec la Islam și nu se mai întorc. Alții fug în județul vecin și se căsătoresc din nou. Bigamia e un mare păcat și prima nevastă are obligația să se aștepte soțul timp de minim 5 ani înainte să-i poată dezlega preotul cu nunia, adică să divorțeze. Tipele mai înfipte își bagă picioarele în așteptare și se apucă să-l caute pe ăsta. Ele iau urma bărbatului deplasându-se în cetișor, din cârciumă în cârciumă și întrebând. De exemplu, când vede că nu mai vine acasă, Zoița din Mahalaua Popanan pleacă să-și caute bărbatul prin munți și după 2 ani de căutări îl găsește viu și nevătămat în cetatea Vintilă Vodă tipul nu e foarte impresionat și îi zice să meargă acasă că vine și el imediat. De fapt, nu vine. Și într-un final, după niște eforturi incredibile, Zoița reușește să divorțeze. Dacă vi se pare că Zoița seamănă destul de mult cu Vitoria Lipan din Baltagu, nu e întâmplător. Și el s-a inspirat din fapte de genul ăsta. Femeile nu plecau după bărbați de îndrăgostite ce erau. O făceau pentru că așa le cerea societatea, altfel n-aveau dreptul să se recăsătorească și duceau o viață și mai chinuită decât înainte. Ori pleacă să-și caute bărbatul, ori se duce la mănăstire. E trist, dar n-ai ce să-i faci. Pe locul 2, pețitorul. Înainte de nuntă e logodna și înainte de asta e pețitul. Nunta nu se face niciodată singură. Între cele două familii se mai bagă un personaj, se nume pețitorul. Ăsta e rudă, prieten sau vecin cu una dintre cele două familii și e cel care le face la tinerilor, participă la negocierea zestrei, îi prezintă pe tinerii unul altuia și așa mai departe. În același timp, el își asumă responsabilitatea pentru cei doi dacă ceva nu merge bine și ginerii și socrii au dreptul să-l tragă la răspundere pe pețitor. Adică, dacă bărbatul vine beat de la cârciumă și își bate femeia, o chestie care se întâmpla foarte des, tipa are dreptul să meargă la pețitor și să facă scandal. În plus, pețitorul se oferă să fie naș dacă cei doi nu pot găsi o pereche care să-i sau dacă au rămas fără naș în ultima clipă. 3. Logodna și schimbul de inele. Logodna făcută ca la carte respectă următoarele reguli. Arvuna, schimbul de inele și sărutarea tinerilor. Arvuna e un cadou oferit de Logodnic Logodnicei. În timpul logodnei tinerii au ocazia să se cunoască și părinții au timp să pregătească nunta. Tot în timpul logodnei sau imediat înainte se negociază zestrea fetei, adică ce pot da părinții fetei ginerelui ca să o ia pe asta de nevastă. Zestrea se negociază la sânge și se trece în acte oficiale numite foaia de zestre. În caz de divorț, femeia are uneori dreptul să-și recupereze zestrea de la bărbat. Urmează schimbul de inele. Amândoi își fac cadou un inel care să le arate celor din jur că sunt logodiți. Adică și fetele oferă inel băieților, deci nevastă mea e datoare cu un inel și o declarație de dragoste. Inelul e foarte important. Dacă îl ofereai, erai ca și căsătorit. Cu greu te mai puteai răzgândi. Apoi se fac daruri și se organizează petrecerea de logodnă. De regulă are loc în casa părinților fetei și prietenii, vecinii și rudele sunt invitați să participe. 4. Taina anunții. În secolul XVIII, nunta este înainte de toate o taină bisericească. Scopul ei este procreația. Conform societății ortodoxe românești, era ok să faci sex atâta timp cât o făceai în interiorul căsătoriei pentru a perpetua neamul și pentru îndeplinirea atribuțiilor conjugale, adică dacă avea el chef. În pravila despre care am discutat în clipul anterior, apar și niște definiții mișto. Citat nunta iaste împreunare bărbat cu muiare spre împlinirea dumnezeescului acela cuvânt, creșteți și vă mulțiți Sau, citat, în surarea se cheamă că deacă se împreună un om cu muiare și care nici au, o au văzut, nici cu dinsa au vorbit, iar deacă se cunună cu ea, atunci el o ia la casa lui și lăcuiește cu dânsul, adică da amândoi într-o casă. Am încheiat citatul. Toți creștinii, trebuie să se căsătorească. Dacă ești burlac, ori te căsătorești, ori te călugărești. Un țăran burlac e considerat un om periculos, capabil să destabilizeze comunitatea căzând în păcatul trupesc, adică se dă la femeile altora. Din cauza asta, biserica recomandă căsătoriile făcute cât mai devreme, 14 ani fetele și 19 băieții, cum am spus și înainte. 5. Ziua anunții și atunci, la fel ca și astăzi, nu te cununa nimeni în timpul postului și al sărbătorilor religioase. Cei drept astăzi te poți căsători la primărie când vrei, dar la biserică a rămas la fel. În același timp, țăranii țin cont de calendarul agricol. Pe principiu, nu-ți vine nimeni la nuntă dacă sunt plecați la sapă. Sunt populare nunțile din septembrie și octombrie pentru regiunile de câmpie și cele făcute toamna târziu, după culesul viilor, în zonele viticole. De regulă, ziua nunții e duminica, și astăzi se fac nunți duminica, dar majoritatea sunt sâmbătă, ca să aibă oamenii ocazia să se îmbete fără să trebuiască să se trezească a doua zi și să meargă la muncă. În casele boierești, nunta începe joia, dar ceremonia și ospățul au loc duminică. 6. Spectacolul nunții La fel ca în zilele noastre, nunta era o ocazie perfectă de punere în valoare a rangului, prestigiului și bogăției. De ce crezi că își închiriază toți ăștia limuzine și 4x4? Socrii mari și mici își pun tot sufletul în pregătiri. Cheltuiesc bani pe haine, bijuterii, mâncare, băutură, daruri, cele necesare în casă și reparațiile casei. Nu există restaurante, bol, rumuri, lounge-uri și vrăjeli contemporane. Toți își fac nunta acasă. Repară porțile, acoperișul, prispa casei și tot ce e defect sau inestetic. Piesa centrală a anunții e mireasa, așa că ea trebuie împodobită din cap până în picioare pentru a arăta tuturor bogăția familiei. Pe vremea aia, mireasa nu purta rochie albă. Prăvăliile din jur oferă spre vânzare sau închiriere bijuterii de nuntă. După ce e îmbrăcată și împodobită, mireasa așteaptă venirea celui ales. Mirele, împreună cu alți tineri prieteni și rude, se duce la casa socrilor pentru a lua mireasa. De acolo merg cu toții la biserică. În timpul slujbei se aruncă în sus cu alune, nuci sau alte fructe uscate, toate simbolizând fertilitatea viitorului cuplu. Mari boieri sunt obligați să treacă și pe la vodă să-i obțină binecuvântarea. Apoi urmează o spățu. Nu au candy bar sau colț foto, dar au daruri pregătite pentru socrii cum nați și nași. Invitații sunt primiți cu apă de trandafir, șerbet, dulceață de portocale, cafea și tutun, iar în casa unui boier îi așteaptă și lulelele mari din Iasomie sau Cireș. Toată petrecerea se ține cu lăutari. N-am găsit informația asta în carte, dar sunt foarte curios să aflu ce se cânta la anunțile din 1700 și ceva. Dacă are cineva informația și măcar o sursă de verificare, aș fi recunoscător dacă m-ați ajuta cu un comentariu. La final, invitații oferă daruri gândindu-se că la rândul lor vor deveni socri mari sau mici și e bine să dea acum și să primească mai târziu. La țară, darul e de obicei modest, ceva mărunțiși sau produse din gospodăriile lor. La nunțile boierești, darul e mult mai consistent. De exemplu, o mireasă a primit în dar un pui de rob țigan, Hai să facem o mică pauză să ne gândim la asta. Nu e vina noastră că au fost robi, dar asta nu înseamnă că n-ar trebui să fim nițel mai înțelegători cu țiganii din zilele noastre și necazurile lor. Până la urmă copilul ăla oferit în dar e stră, 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 stră bunicul cuiva de acum, nu? Pentru cei interesați, găsiți un exemplu de nuntă boierească descrisă amănânțit, cu tot cu pregătiri, în carte. Informațiile sunt culese dintr-o serie de scrisori simpatice de la soacra mare către cea mică și invers. 7. După nuntă. În zilele noastre, după nuntă, pleacă fiecare la casa lui și își vede de treabă. În secolul 18 mai erau încă lucruri de făcut. De exemplu, tot ritualul ăla cu virginitatea. Dacă gagica nu era virgină, era grav. Dacă bărbatul nu era virgin, era banal. Relația lor se construia în jurul purității sexuale feminine și virilității masculine. Societatea tradițională ortodoxă e obsedată de puritatea sexuală feminină. După nuntă, soții se retrag să se joace de-a bestia cu două capete și bărbatul verifică dacă ea este încă virgină. A doua zi le arată dovada socrilor sau nașilor. Nu dau mai multe detalii că e scârbos. Dacă tipa nu e virgină, soțul are dreptul să divorțeze. De fapt, trebuie să o facă cât mai repede ca să nu-și păteze onoarea. Și pe locul 8, intimitatea. În secolul XVIII nu exista intimitate. Locuințele țăranilor erau sărăcăcioase, formate dintr-o singură încăpere, unde întreaga familie dormea claie peste grămadă, pe cuptorul sobei iarna și pe lavițele din jurul pereților vara. De multe ori, iarna, colibele adăpostesc pe lângă membrii familiei și cele câteva animale domestice. Din cauza asta, oamenii erau obișnuiți să trăiască fără intimitate. Adică făceau sex în fața slujnicei din casă, a soacrei sau a cui dormea cu ei în cameră. Cam atât pentru astăzi, toate informațiile sunt luate din cartea În șalvar și cu ișlic, biserică, sexualitate, găsătorie și divorț, în țara românească a secolului al XVIII-lea, de Constanța Vintilă Ghițulescu. Întrebarea clipului e, tu vrei să te căsătorești? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să vă abonați, să-i dați un like și să ajutați canalul cu un share pe Facebook. Să se audă Zaya Fet peste tot pe internet.